Poate măcar polițaiul ăsta pedestru intervine. Poate el pentru asta și-a venit. Dar nu fi și el complice cu taxiurile ilegale de la partea pieței, cu șoferi polițiști pensionați. Trece pe lângă și nici o reacție. Fix așa trebuie să fac un polițist. Ăsta stă și cu motorul pornit și poluiază. Dar cum să nu zici că asta e mafie protejată de poliție? Iată, se iede un om cu dizabilități. Scrie chiar și pe mașină că e cu necesități speciale. Pe celălalt la lungă. Mașină de poliție parcată ilegal. Pe ăștia civilii ia lungă. Uite și fuge de cameră. Zile, băi, la tot. Nici încolo, nici încoace. Stai așa ca taxiul. Domn polițist, nu le zici nimic la ăștia? Ia uite, stai ilegal aici, nu? Sau e coleg de-a dumneatale? Nu-i zici nimic la ăsta, stai cu motorul pornit. Dar nu vezi că el prestează servicii ilegale, nu vezi că are numere albe? Nu vezi că are numere albe? Acum chiar și taxiurile vreți să ai numere albe și mașinile. Am înțeles, poate staționează oriunde. Păi cum 2-3 minute, că el stă de 20 de minute aici? Успокойся, женщина, успокойся. Ты. Я не поняла, почему ты меня снимал. Ты угоршла. Iată acolo la colț, la deal, e Ministerul de Interne. Fix în centrul capitalei se întâmplă fără de legile astea, de ani buni. Toate guvernările schimbă, dar comportamentul rămâne același. Mafia cu epoleți care protejează celelalte mafii. Cu protecție politică. Și plătim cu miliarde din bugetul public pe ăștia. Oare noua guvernare o să reușească într-un mandat să scape de căpușele astea? Sau are alte preocupări, alte griji. Ia că e scrocul cu 3 de 9 și-o scos semnul de taxi. A oprit motorul, dar nu pleacă de aici și așteaptă clienții. Evident că nu are aparat de taxat, evident că nu plătește impozite.
Și evident că are protecția organelor la poarta pieței. Domn polițist! Omul acela vinde vin în spatele dumitale, îți pare acceptabil băuturi alcoolice în stradă? Iată în geanta aceea. Ce credeți că expune el acum? Dar ce e acela? E must? Domn polițist, nu vă bateți joc de lege. Nici acela nu-i șofer de taxi și mașinile celea nu au nici aparat de taxat. Cum nu sunt? Sunt cetățean, sunt cetățean. Unde scrie că trebuie să port caschetă? Unde scrie? Unde scrie? Domn polițist, acela vinde vin, acela practică taximetrie și staționează ilegal pe stradă. Da, o expus vinul adineauri. Nu vei rușine. Sunteți complici la ilegalități. Sunteți complici la ilegalități, domn polițist. Acela practică taximetrie ilegal, ăștia vând produse agricole în stradă, acela vinde vin, mai la vale aceia vând, aceilalți vând spirit de la Tiraspol. Și dumneata ești complice cu mafia asta, ești complice. Ia uite, ce are, crezi că are femeia asta acum acolo? Boia, ce e aceea? Păi hai să testez, eu spun că e alcool. Hai să faci. Nu consum nici eu, dar vin de alcool în stradă. De ce l-o ascuns? Vin de alcool. Domn polițist, te compromit și dumneata și toată poliția și noua guvernare. Te-ai făcut de râs. Și acela avea 20 de litri de vin și aceia iau rachiu de la Tiraspol și stau la spatele dumitale și vând. Dumneata-i aperi. Rușine să-ți fiți. Faci de râs și poliția națională și pe noua guvernare. Meriți dat afară. Ia uite, mașini de taxi stau în poarta pieței. Taxi ilegal, neautorizat, cu complicitatea polițaiului care stă în intersecție și îmi spune că eu n-am caschetă, că merg cu trotineta. Și ar trebui să mai am epoleți sub haine ca voi. Ce ai, mă, acolo? Și e ceala? Ce ala-i vin? Și nu-i spui la polițist că vin, vin, că el nu-ți dă voie, e ilegal. Și moșul vin de vin și e ilegal. Și aici tovarășii vin rachiu. De la Tiraspol. Ilegal. Și polițaiul se face că nu vede. Gata, au plecat de vale. Mafia cu epoleți. Talharilor. Rău făcut, a încălcat legea.